Deșteptarea. E mare zi de sărbătoare astăzi. La început de septembrie avem câte o zi de asta, că vin audiențele și noi sărbătorim, cum vă spuneam și mai devreme, faptul că suntem cel mai ascultat radio privat în orașele din România pentru al cincilea val consecutiv. Deci e zi de sărbătoare pentru noi. Da, mai prins, eu căutam, chiar căutam o sărbătoare în lista asta, că avem o listă de 82 de sărbători. Tu știi că există Ziua Națională a Radioului? Da, există Ziua Națională a Radioului. Trebuie să fie undeva zilele astea, dacă nu mă înșel. Vezi că nu știi? Dar când e? Ai lucrat degeaba 25 de ani în radio, sau cât ai tu? Cât e? E pe 13 iunie, deja mea. 1 noiembrie. Păi 1 noiembrie nu e în perioada asta? Mă rog, m-am referit așa generic. Deci pe 1 noiembrie e Ziua Națională a Radioului. Așa. Pe 13, tot în noiembrie, de exemplu, e Ziua Dramaturgiei Românești. Asta nu știam, dar o să încep să sărbătoresc. Iar pe 19 e Ziua Bărbatului. Noiembrie e o zi plină. O zi, o lună plină. Astea toate sunt sărbători naționale, dar care nu sunt și zile libere. Am înțeles. Uite, Ziua Limbii Cehe. Nu știam că... Sunt. Deci în fiecare lună sunt cel puțin 3-4 zile de sărbătoare națională. Asta e hazul, știi? Ziua Națională a Meseriilor, bună, oare e 11 martie? Eu nu înțeleg. Care... Adică, de exemplu, în America, am constatat când făceam noi rubrica aia de final cu evenimentele zilei, da, că aveau de alea, ziua hamburgerului, pizzei, ziua, da. Da, ziua hamburgerului, îți face poftă sau nu știu măcar, știi? Da, da, da. Bă, da, Ziua Națională a Meseriilor. Ce presupune? Mai e ziua, meseriile. Uite, e Ziua Națională a Bicicletei. E Ziua Instituției Prefectului. Ziua Instituției Prefectului. Acolo hai să zicem că se face un șpriț frumos la prefectură, adică are un pas. Da, dar Ziua Meseriilor nu cred că toți nu mai sunt brezle, să zic că... Știi? Ziua Tatălui, Ziua Adolescentului. Hai că sunt multe. Sunt foarte multe. Și noi le sărbătorim pe toate? Dar care nu sunt materializate în zile libere. Asta e tragedia. Noi avem anul ăsta, de exemplu, atâtea mai sunt, sunt 15 sărbători de alea cu liber. Cu crucea roșie. Nu, în alea sunt, stai, nu amestec alea sunt. Nu, astea sunt sărbători de alea în care sunt zile nelucrătoare, 15. Așa. Anul ăsta doar 7 pică în timpul săptămânii, deci punți, restul în weekend. Punți puține. Am înțeles. Restul în weekend. Alea cu cruce roșie sunt altă vorbă, alea sunt bașca. Deci pe lângă toate sărbătorile astea și alea cel mai adesea le întâlnești când ți-e lumea mai dragă și ai treabă cu meseriași. Deci eu mai aduc aminte acum 10 ani când am renovat apartamentul. Am avut o echipă de meseriași. Bă, veneam de la radio și găseam, erau în casă, stăteau, puneau niște saci de aia de adeziv. Așa. Știi? Și stăteau, erau toți pe saci. Și unul se juca cu un cuțitaj de la l-arunca în parchet. Înțelegi? Și zic că... Bine, urma să fie schimbată pardoseala, adică am nu... înțeles, dar totuși. Și zic ceva, ce zic, ce să facem lucrurile? Am făcut și noi o pauză, că suntem frânți. Am înțeles. Zic, hai, mă, voia o bere, da, ne ceva, că... Și mă întorceam cu alea și zicea, știi că mai ai nevoie de materiale, nu știu ce, da, da, da. Zice, dar știi că săptămâna viitoare, miercuri, nu venim. Zic, da, de ce nu mai veniți? Bine, asta era într-un lanț de... Da, da, da. E Sfântul Ilie. Zic, și voi sunteți Ionuț, Marian și Florin, zic, aveți unul. Păi nu, zice, nu da, se lucrează mai zi de sărbătoare. Da. Zic, adică. Nu se lucrează, nu, e că-ți merge rău, ormă și n-ai cum. Și atunci am descoperit că la mine lucrările au durat vreo 7 luni. Te-ai prins practic toate sărbătorile. Toate sărbătorile, au fost foarte multe decese în familiile meseriei. Asta ne pare rău. Au fost, nu, n-a murit nimeni. Da, ok, se întâmplă. Una, două era, după Sfântul Ilie, s-a prăpădit o mătușă și trebuie să plecăm urgent. Păi zic, dar sunteți vreo de toți? Păi nu, dar ceilalți băieți singuri n-au cum să facă treabă și asta, da, e și piesa... știau și ei pe mătușa. Da. Ne-am și înțeles. S-au întâmplat fel de fel și am aflat atunci că avem, da, și foarte multe sărbători cu roșu în calendarul ortodox. Care te împiedică să ai lucrări. Să continui, da, lucrările. Deșteptarea.